via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Dati do di do, chi boom, chi boom boom. Dati do di do, chi boom, chi boom boom. Dati do di do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-di-do-di-do. Poveștile mele din Italia gastronomică au început într-un orășel pe nume Doța, un mic târgușor așezat la poalele Apeninilor toscano-romanioli. Ducia sau Succhia sunt numele antice. Doța este un amestec perfect de artă a naturii cu arhitectură medievală, cultura viței de vie și artă creată de om. Străzile înguste și încă pietruite te conduc spre cetatea La Rocca, opera arhitectului florentin Giorgio Marchesi, la comanda Caterinei Sforza, membră a unei influente și avute familii din Italia. Cetatea a fost însă terminată de familia Maleveții în 1594, care a revendicat și a câștigat prin moștenire fortul. De altfel, descendenței familiei Maleveții au locuit aici până în 1960, an în care autoritățile locale au decis să cumpere castelul. În a treia săptămână a lunii septembrie, din 2 în 2 ani, începând cu anul 1960, Doța își lasă pictate zidurile caselor. Artiști din întreaga lume se adună aici după o selecție riguroasă pentru a-și etala lucrările murale care rămân pe zidurile caselor. Unică pentru pereții săi pictați, Doța se mândrește și cu o bazilică extrem de frumoasă, dar și mici magazine de antichități, unde se găsesc piese extrem de rare și frumoase. Mergând pe străzile în pantă, mă așteptam ca din moment în moment să apară pe caldarâmul acela pietruit un cavaler medieval călare întors din bătălii istovitoare. Slabe speranțe, doar câteva automobile ale localnicilor, singurele care au acces în orășel, și după o fereastră întredeschisă, zgomotul unui aspirator care își căuta de lucru. Câteva pisici leneșe își făceau siesta cocoțate pe garduri sau întinse pe dalele din piatră care, în urma ploii fine din ziua aceea, emiteau o căldură înăbușitoare. La un moment dat am simțit în aer miros de pâine caldă, amestecat cu miresmele de pin și frunze de dafin care cresc din belșug în această zonă. Nici nu vă puteți închipui ce foame, ce poftă nestăvilită de a mânca pâine mi-au trezit acele miresme. Și cum nu-mi trebuie două invitații când este vorba despre o pâine coaptă pe vatră, m-am așezat cu minte la rând, era coadă culmea, și am cumpărat două feluri de pâine și o pungă plină cu fursecuri. Nici n-am mai așteptat să mă întorc acasă. M-am așezat pe o bordură și am început a înfuleca dintr-un coltuc de pâine caldă, al cărui gust îmi aducea aminte de pâinea bunicii, coaptă într-un cuptor cu lemne dintr-o periferie a Bucureștiului, cu case mici din vagon
puțuri cu apă rece și limpede și oameni gospodari nevoie mare. Am plecat de la Doța cu acea mireasmă de pâine coaptă pe vatră, care și astăzi îmi stăruie în memoria olfactivă, și mi-am propus imediat ce am ieșit din Enoteca Regională Emilia-Romagna, pe care urbea o găzduiește la subsolul Castelului Sforța, să învăț a găti italienește, pentru mine și pentru cei din jurul meu, pentru a le împărtăși și lor bucuria de a mânca ceva sănătos, gustos și preparat în casă. De pe acea bordură, pe care am umflecat un coltuc de pâine la Doța, începe de fapt povestea cărții Gastronomia Mamma Mia, dedicată Italiei culinare. Să pornim la drum!